Bună, dragii mei prieteni, bine ați revenit să vizionați canalul meu de YouTube, Crista Rot. Astăzi am să vă fac o nouă etalare, o nouă predicție cu cărțile de tarot, de oracol. Va fi o etalare generală, o predicție generală pentru luna decembrie pe Zodia. Am ajuns la Zodia Taur, așadar această predicție, această etalare este valabilă pentru cei care sunteți născuți în Zodia Taur sau care aveți ascendentul în Zodia Taur. Am pregătit deja etalarea, va fi cu mai multe cărți de tarot, de oracol, de I Ching, chiar și de rune, oracol angelic, tarot angelic. Să vedem așadar care sunt energiile generale ale lunii decembrie pentru cei care sunteți născuți în Zodia Taur sau care aveți ascendentul în Zodia Taur. Și la final voi face o etalare și cu cărțile obișnuite, pentru că știu că vă plac și acest gen de etalări, ca să vedem care sunt influențele lunii, energiile lunii pentru cei născuți în Taur. Și voi începe cu cărțile de oracol, de tarot, prima etalare. Voi face această predicție, deci, pentru Tauri sau cu ascendent în Zodia Taur. Este această etalare, această predicție. Din ce văd eu aici, voi sunteți poate într-o stare în care aveți de făcut niște schimbări în această lună, văd eu aici, de lua niște decizii, poate legate și de sănătate, poate legate și de relații, chiar și de servici. Pot apărea schimbări în această lună, ca decizii pe care trebuie să le luați poate foarte rapid. Este o lună în care puteți avea mult succes, multă popularitate, chiar să faceți noi cuceriri, să vă cunoaște sufletul pereche, să aveți o parte de dragoste împărtășită, pentru că aveți aici chiar să vă sufletul pereche pe care trebuie să-l chemați, să-l vizualizați, trebuie să vă doriți să întâlniți sufletul pereche, pentru că această lună este o lună în care îl puteți întâlni sau vă împăca cu o anumită persoană dacă vă este suflet pereche, pentru că aici mi-apare, chiar vă puteți căsători, pentru că aici mi-apare această situație în care viața voastră sentimentală va fi răsplătită. Este o lună în care dragostea joacă un rol important. Unii dintre voi poate va trebui și voi să vă curățați energiile de influențele prietenilor, anturajului, a frustrările care le-ați acumulat pe parcursul timpului. Încercați să faceți această curățare energetică printr-o viață mai sănătoasă, o dietă sănătoasă și din punct de vedere al sănătății voi aveți nevoie, se pare, de această dezintoxicare. Unii poate veți începe în luna decembrie o nouă dietă, un nou tratament. În orice caz, pare o lună în care vă veți vindeca, vă veți pune pe picioare, vă refaceți sănătatea. Aveți o lună în care și câștigurile joacă un rol important pentru voi. Aveți un succes aici, o popularitate. Ori într-o afacere, pentru că aveți niște idei și încep să dea niște rezultate, ori în colaborare cu alte persoane, da? Pentru că văd aici că aveți monedele acestea și bâtele, ceea ce vorbesc de inițiative și colaborări, mișcare, vești apar, aveți norocul aici. Deci veți avea niște oportunități în această lună de a începe o viață nouă, de a face noi afaceri, de a câștiga bani, de a vă mări veniturile și prin colaborări, da, prin întâlniri cu prietenii, pentru că ne apare aici și această carte care îmi vorbește de emoții împărtășite, sentimente împărtășite și acest grup de artiști. Da, deci veți intra poate în niște organizații, în niște asocieri cu niște persoane care împart cu voi aceleași obiective, aceleași proiecte, aceleași talente, să zic, aveți talente comune, da? Deci care și făcând parte dintr-un grup puteți să vă inspirați unii de la alții, să vă ajutați unii pentru alții, să vă susțineți unii pe alții și apar, să zic așa, prietenii noi pentru voi și chiar printre aceștia puteți voi să vă cunoașteți poate sufletul pereche dacă sunteți singuri, iar dacă sunteți deja într-o relație, relația se poate strânge și mai mult, chiar puteți primi propuneri în căsătorie sau chiar voi vă veți gândi la a face acest pas decisiv. Pentru unii poate să apară chiar noutatea de a vă muta împreună cu partenerul sau de a da naștere unui copil. Da? Treceți printr-o schimbare. Unii puteți primi chiar și o moștenire în această lună. Este o lună în care va trebui, unii dintre voi poate chiar va trebui să vă și mutați, să luați o decizie să vă mutați sau să vă rupeți de trecut, ca să puteți să vă eliberați, să zic așa, de niște probleme, dificultăți prin care ați trecut, trebuie să vă rupeți de trecut, să vă rupeți de niște relații care nu mai merg, să schimbați ceva în viața voastră. Că am zis, voi începeți aici, începutul aici și sfârșitul este depinde de voi, să zic așa, pentru că tot ce cuprinde această lună
sunt doar noi posibilități, aveți revelații, lumină. Deci, lumina joacă un rol important pentru voi în această lună. Se va face lumină în viața voastră. Stați mai mult la lumină, scoateți la lumină niște lucruri, veți descoperi niște adevăruri, veți avea mai multă lumină în viața voastră, că aveți și aici, adică intuiție, inspirație, creativitate, că aveți și grupul de artiști și aveți și norocul, oportunitățile. Deci, vă veți inspira unii de la alții și aveți aici și îngerul dezintoxicării. Rugați-vă acestui înger să vă ajute să vă refaceți sănătatea, să vă refaceți relațiile, să vă curățați gândurile, să gândiți mai pozitiv, că voi păreți aici într-o stare de sănătate în puțin cam dificilă, poate, orică e vorba și de tristețe, e vorba și de melancolie, de o stare de pierdere. Poate unii dintre voi ați trecut și pentru o pierdere sau puteți trece în această lună și pentru o pierdere. Aflați de decesul cuiva, spre exemplu, când apare că poate unii dintre voi puteți să primiți pe neașteptate o moștenire. Moștenirea poate să fie și prin pierderea unei persoane. Dar acest lucru aduce în viața voastră, cu toată durerea, aduce și ceva nou și bun, pozitiv, vă dă noi șanse, noi posibilități. Vă strânge familia în jurul vostru sau prietenii care vă vor da mai mult sprijin, pentru că aveți aici o viață sentimentală răsplătită cu familia și cu prietenii voștri prieteni. Aveți posibilitatea să vă creșteți copiii cu mai multă înțelepciune sau să vă stați mai mult cu familia în această perioadă. Deci, în această perioadă apar șanse și de mai multă popularitate sau evenimente la care v-ați participa. Am zis, pentru unii poate fi vorba și de vreo petrecere de nuntă, de botez, de căsătorie sau ceva de sărbătorit în familie. Faptul că sunt sărbătorile de iarnă, că le puteți sărbători în familie. Pentru acest fapt, vouă vă dă aici o iubire împărtășită. Da? Deci, vă dă multă creativitate, multă inspirație. Intrați într-un grup de artiști, poate unii vă veți descoperi un talent care îl veți valorifica. Văd aici că cifra 3 pentru voi joacă un rol foarte important, cel puțin pentru muncă și creativitate. Aici aveți multă intuiție, multă inspirație, inițiative care vor da rezultate. Orică veți face colaborări cu 3 persoane, orică vă mulțiți de 3 ori veniturile, să zic așa, da? Sau data de 3 ori, 3, cifra 3 pentru voi joacă un rol important, ca și cifra 4, 7, cifra 22, 13, 24, 21, 10, aici văd la voi 18, cifre care pot juca pentru voi un rol important în luna decembrie. Aici sufletul pereche îmi spune că îl puteți vedea câștiga inima persoanei iubite, rugându-vă divinității ca să vă întâlniți sufletul pereche. Vizualizați-vă această relație, cum o imaginați voi cu sufletul pereche, pentru că ea se va materializa, este o lună miracolului. Aluminii, am zis că se face lumină, se fac miracole, aveți revelații și aveți acest noroc care este foarte rapid. Vine, deci este o lună în care poate va trebui să vă mișcați rapid, să luați decizii rapid, să faceți niște schimbări rapide. Pentru unii poate să fie și o mutare, o schimbare de servici, de casă, de relație, dar se rupe o relație și închide o relație și poate începe o altă relație. Vă reveniți la viață, vă regenerați sănătatea. Deci văd o lună extraordinar de frumoasă pentru Taur, depinde și de voi cum veți folosi aceste oportunități, aceste energii pe care le aveți în această lună, sunt ale voastre, vouă v-au ieșit. Voi aveți aici de-a face și cu zodii de pământ în luna decembrie, dar și cu zodii de aer, da? Și de scorpion, capricorn, vărsător, văd aici pentru voi zodii de apă, multe. Haideți să vedem și cu cărțile obișnuite la voi ce se va întâmpla, cum va fi această lună, la ce vă puteți voi aștepta așadar în luna decembrie, cei care sunteți născuți în zodia Taur. Aici pentru voi, în luna decembrie, poate va trebui să vă ocupați, să vă îngrijiți mai mult de sănătate, de frumusețe, de aspectul vostru exterior, interior, da? Să fiți mai popular, poate, să socializați mai mult, să fiți mai prietenoși. Veți avea ocazii, că am zis aici, aveți și un grup de artiști în care voi puteți intra, să vă împărtășiți opiniile, creativitatea, să vă inspirați, să vă susțineți reciproc, să faceți noi prietenii. Și cu care și aceste talente ale voastre le puteți valorifica, deci puteți a primi premii, poate, recunoașterea meritelor, avea câștiguri financiare chiar, dar pe urma talentelor voastre, nativă. Și haideți să vedem ce spun cărțile pentru decembrie, pentru cei născuți în zodia Taur, să vedem așadar cum va fi această lună.
Cineva care se gândește la voi de la drum, poate să fie vorba, fie de o nouă prietenie, vă vin musafiri în casă, pentru unii poate apărea o astfel de situație, pot apărea noi prieteni de la drum sau, în orice caz, musafiri în casă, o prietenie bună pentru voi care se va dovedi, sigur, în casă veți avea niște reușite, niște bucurii, niște musafiri, da? Chiar de la drum, îmi apare mie aici, persoane mai tinere, niște hotărâri pe care trebuie să le luați în casă, poate și pentru dragoste cu un tânăr aici, poate unii dintre voi vă decideți să vă și căsătoriți, să vă împliniți o dorință în dragoste sau chiar să faceți o afacere în casă împreună. În dragoste, totuși aici o să aflați probabil și de decesul unui bărbat. Este foarte posibil o persoană să decedeze. Am zis că va apare o moștenire posibil din datorită acestui lucru. Aici îmi pare un bărbat. Oricum, vă veți despărți voi în dragoste de un bărbat, dar aveți o altă șansă, că am zis că apare șansa unei noi prietenii. E posibil pentru unii să trece și pentru un divorț, pentru o despărțire de un bărbat sau voi să treceți de o despărțire. Sau poate vă veți despărți de casă, veți pierde, poate unii dintre voi puteți pierde o casă, e posibil și acest lucru aveți. Așadar, aveți grijă aici cu această schimbare, dar va fi benefică pentru voi în viitor. În drumurile voastre veți avea reușită aici, să știți, daruri și bucurii. O atracție foarte puternică pentru o nouă cunoștință. Poate veți fi atrași să faceți o relație cu altcineva. Poate cu cineva care are un copil, posibil și pe acest lucru. La servici aici apar daruri. Daruri, daruri, daruri. Femeile joacă un rol important. Pot să fie niște bârfe, niște discuții legate de daruri aici, la servici, pentru unii dintre voi. Deci apar noutăți de daruri aici, noutăți de servici, dar și bârfe și intrigi pentru a rămâne în servici sau pentru serviciul vostru care îl aveți, pentru darurile care le câștigați. Surpriza voastră, am spus, niște noi cunoștințe, poate, sau o aglomerație la drum. Poate vă decide să plecați undeva la drum, să faceți niște drumuri. Sau pot apărea niște neliniști, discuții cu o persoană de la drum, o femeie, poate mai, sau la drumurile de seară, atenție la o femeie, că pot apărea niște intrigi, niște discuții din cauza acestei femei care poate să fie puțin mai, oricare probleme de sănătate, orică are ea așa un caracter mai bârfitor, poate mai vorbăreț, vorbește prea multe brute și nevrute sau lucruri care. Aici mai poate să mai fie vorba și de o întâlnire pe care o aveți, poate stabilită, pe surpriză, apare o întâlnire cu o femeie, vă întâlniți pe neașteptate cu o femeie sau vă caută de la drum o femeie. Cam asta e ce văd eu așadar pentru zodia Taur, pentru luna decembrie. Deci o lună foarte interesantă, foarte frumoasă, cu foarte multe noutăți și schimbări în bine, pozitive, ocazia să vă regenerați, să vă refaceți sănătatea, relațiile, finanțele și dorințele voastre să se îndeplinească. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții, că v-ați regăsit în ele sau că vă veți regăsi pe parcursul lunii decembrie și că luna decembrie va fi excelentă din toate punctele de vedere. Eu vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!